Amin, vă rog să deschideți Scripturile împreună cu mine la Psalmul 67. Psalmul 67 este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă, se bucură neamurile și se veselesc, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvântează, Dumnezeu ne binecuvântează și toate marginile pământului, să tem de El. Amin. Doresc să continuăm în această seară seria de mesaje pe care am început-o pe acea temă, dacă ne aducem aminte, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Traducătorul Cornilescu a tradus acest cuvânt cu cuget și în duminicile anterioare vă arătam că același cuvânt din limba greacă este tradus în alt pasaj cu minte. Voi pune legile mele în mintea lor. Același cuvânt este tradus cu gând. Vrăjmași prin gândurile voastre rele, și același cuvânt este tradus cu pricepere. Fiul, adică Domnul Iisus Hristos, ne-a dat pricepere să cunoaștem. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, cu tot gândul tău, cu toată priceperea ta. Cu alte cuvinte, nu doar cu partea emoțională, dar și cu partea rațională ne cere Dumnezeu să Îl iubim. Și în această seară, una din întrebările care ne provoacă exact în acest aspect este soarta celor care n-au auzit niciodată numele Iisus Hristos. V-a pus cineva întrebarea aceasta? Ce se întâmplă cu ei? Și aș dori să ne uităm pe baza Vechiului Testament, vom aduce și perspectiva Noului Testament, dar pentru că este o serie pe Vechiul Testament, carte dintre cele două părți care pune mai multe probleme, cel puțin în mintea multor oameni, aș vrea să ne concentrăm pe aceste texte și apoi ne vom uita la perspectiva cristologică pe care ne-o dă Noul Testament. În sensul acesta, aș vrea să încep cu prima precizare despre modul în care Dumnezeu s-a raportat neamurilor, adică cei din afară, începând cu cele mai vechi timpuri și până când neamurile, ne spune Apostolul Pavel, au fost incluse, au fost altoite, în momentul în care Hristos a dărâmat zidul care despărțea pe evreu și pe cei dintre neamuri și a făcut una în Hristos, până în acel moment neamurile erau cei de dincolo. Am spus cu altă ocazie, dacă ne uităm la așezarea spațială a templului din Ierusalim în vremea Domnului Iisus Hristos, prima curte, cea din afară, era curtea neamurilor. Dacă erai dintre neamuri, veneai și trebuia să te oprești acolo, pentru că următoarea mare poartă avea o inscripție pe care spunea: dacă vreunul dintre neamuri, adică cei netăiați împrejur, trece dincolo de poarta aceasta, va fi pedepsit cu moartea. Și erau acolo soldați romani care impuneau acest regulament. Treceau apoi femeile și bărbații israeliți, femeile rămâneau în curtea următoare, bărbații israeliți treceau prin următoarea poartă, femeile rămâneau afară. Apoi, când se termina și acea curte a bărbaților israeliți, doar leviții și preoții treceau prin ultima curte ca să oficieze la altar. Templul era gândit spațial în grade de sfințenie. Neamurile erau din afară. Cu neamurile nu voiai să ai de-a face. Vă aduceți aminte de cartea Iona, când Dumnezeu îl cheamă pe Iona să meargă la neamuri și nu orice neamuri. Știm că și în Israel erau, în vremea Domnului Iisus, temători de Dumnezeu. Aceia dintre romani sau greci care simpatizau cu Dumnezeul lui Israel. Cetatea Ninive, însă, pe vremea lui Iona, nu simpatiza cu nimeni altcineva decât cu zeii ei. Și Dumnezeu îl trimite pe Iona să predice iertarea, pentru că spune tot Iona: știam că Tu ești un Dumnezeu iubitor și îndurător și plin de har față de cine? Față de cei din afară. De soarta lor ne preocupăm în această seară, ca răspuns la întrebarea
ce s-a întâmplat cu ei de la începutul omenirii, chiar până astăzi, sunt între neamuri oameni care n-au auzit literalmente niciodată de Iisus Hristos. Cum vorbește Dumnezeu neamurilor? Dumnezeu le vorbește prin conștiință, prin creație, prin vise, prin religia lor, prin mărturia credincioșilor, prin miracole și teofanii, și o să explic imediat, și prin cultură. Prin conștiință, când vorbește Dumnezeu, ne aducem aminte de Adam și Eva, când în grădina Edenului nu erau nici evrei, nici neamuri, era o singură rasă umană. În momentul când Adam și Eva au păcătuit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a chemat Dumnezeu și i-a întrebat, unde ești? Adam a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Observăm cum pentru prima oară în istoria omenirii apare conștiința, același Adam care cu puțin timp înainte se uita la el fără nicio problemă, acum se uită la el și îi este rușine. Și Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani, capitolul 2, că neamurile au acest cuget, această lumină, care fie se învinovățește, fie se dezvinovățește, pentru că Dumnezeu a creat ființa umană după chipul și asemănarea Lui. Cum poate cineva din afară, geografic îndepărtat de adevăr, ca timp separat de Iisus Hristos, să audă cuvântul Lui? Vom vedea puțin mai târziu, o poate face Dumnezeu prin conștiință. De asemenea, Dumnezeu o poate face prin creație. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Tot cerul spune, am cântat puțin mai devreme, întinderea lor vestește, o zi istorisește, dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul. Cum poate Dumnezeu să vorbească unor oameni care n-au acces la cuvânt, nici geografic, nici din punct de vedere al timpului? Dumnezeu poate prin creația Lui să le vorbească. Și Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, folosește această imagine și spune tot ceea ce le trebuia, le-a fost arătat. Când te uiți cu băgare de seamă la aceste lucruri, așa că nu au o scuză. De asemenea, Dumnezeu vorbește prin vise. Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, atunci el dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui. Din cartea Iov provine acest verset, o carte scrisă cu mult, mult înainte, spunem noi, ca legea lui Moise să fi fost dată pentru modul în care Dumnezeu vorbește prin vise. Vă aduceți aminte câteva dintre personalitățile mari ale neamurilor cărora Dumnezeu le-a vorbit prin vise? Abimelec, Faraon, Nebucadnețar, oameni care n-au auziseră, cel puțin Faraon în vremea lui Moise, de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a cercetat într-un vis și i-a dat aceste vedenii și Dumnezeu l-a adus pe Iosif care să-i interpreteze visurile. Dumnezeu poate vorbi oamenilor și astăzi și de-a lungul istoriei, nu în sensul în care un vis este un etalon, ci poate fi un mod prin care Dumnezeu atrage pe cineva la El. Prin religie. La ce mă refer când spun că Dumnezeu poate să vorbească chiar prin religia pe care o au cei care nu-L cunosc pe Hristos? Este cazul Apostolului Pavel. Ne aducem aminte, Apostolul Pavel a predicat în Atena. Și în momentul când a intrat în Atena, ne spune cuvântul, sufletul lui s-a înfiorat. Așa de multe statui cu idol văzuse apostolul, încât s-a mâhnit, s-a împovărat. Și când este dus înaintea acestor închinători la idoli, vă rog ascultați răspunsul lui Pavel, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Era religia lor una bună? Absolut nu. Dar Apostolul Pavel începe cu această apreciere, el nu apreciază conținutul, ci apreciază efortul lor de a-L căuta pe Dumnezeu și așa spune. Când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Este posibil în anumite circumstanțe oameni păgâni să se închine la cineva pe care nici măcar nu-l cunosc,
și Dumnezeu să folosească în acel moment închinarea să-i apropie mai mult și mai mult de El. Nu este o închinare care duce neapărat la mântuire, dar este o închinare care duce la apropierea de Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu în viața acestor oameni care n-au auzit niciodată, cuvântul poate să vorbească prin mărturia credincioșilor. Potifar, dregătorul lui Faraon, un egiptean, l-a cumpărat pe Iosif de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Tânărul acesta a avut o mărturie frumoasă înaintea lui Potifar și Potifar a văzut, observați precizarea, nu că era un antreprenor sau că avea inițiativă și amânarea la el nu era nicio problemă, de când se scula până când se culca ca o furnică, da, era foarte harnic, dar Potifar vede în el pe Domnul prin lucrarea mâinilor lui, prin mărturia pe care acest tânăr o avea. De asemenea, Dumnezeu s-a descoperit în viața celor din afară prin miracole. Înainte ca Dumnezeu să facă cele 10 urgii în Egipt, îi spune lui Moise, îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Și au fost miracole de-a lungul istoriei pe care unii dintre aceste neamuri le-au văzut și în momentul acela au fost șocați de adevărul în spatele miracolului. Miracolul poate să fie doar o experiență. Sunt oameni care se îndrăgostesc doar de miracole, adică de senzații tari. Dar în spatele miracolului Dumnezeu poate să-și descopere persoana Lui. De asemenea, Dumnezeu se descoperă prin teofanii. Teo înseamnă Dumnezeu, faneo înseamnă a apărea. Apariția lui Dumnezeu sunt descoperirile lui Dumnezeu. Ei bine, spune împăratul babilonian, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. S-a uitat în cuptorul de foc și împreună cu cei trei tineri, împăratul acesta vede un al patrulea și nu este oricine al patrulea, ci este o persoană care are această imagine, acest chip de fiu de Dumnezeu. Este un miracol și dacă ne uităm la ceea ce spune împăratul după ce vede, face o afirmație clară despre Dumnezeu. Acea minune, acea apariție a Mântuitorului Hristos în Vechiul Testament îl atrage pe acest om mai departe la el. Dumnezeu se poate descoperi uneori și prin cultură în viața celor care nu-L cunosc pe El. Apostolul Pavel, tot în Faptele Apostolilor 17, în momentul când le predică grecilor, și am citit prima parte din acel pasaj, bărbați atenieni, în toate aceste lucruri vă găsesc foarte religioși, Apostolul Pavel continuă și la un moment dat spune că și în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. În acest pasaj avem două citate din doi autori stoici. Ambii au trăit înainte de Iisus Hristos, unul în secolul 6, celălalt în secolul 3. Apostolul Pavel nu-i citează Aratus și Epimenides, dar știm, când citim comentariile, că aceste cuvinte vin de la acești oameni. Observați cum Apostolul Pavel, ca să apeleze la conștiința lor, le spune: poeții pe care voi îi citiți sunt faimoși între voi. Nu mă refer la poeții evrei, ci mă refer la poeții greci, dintre cei mai sofisticați. Ei înșiși, de fapt, vorbesc despre Dumnezeu. Dacă ați avea inimă să ascultați, în El avem viața, mișcarea și ființa, suntem din neamul Lui, prin cultura generală. Și Apostolul Iacov spune, noi știm că orice dar bun, plăcut, desăvârșit să coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, chiar și astfel de cuvinte. Atunci când îl zugrăvesc pe Dumnezeu într-un mod corect, scriptural vorbind, ele pot să îi îndrepte pe oameni cu fața
spre Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă și s-a descoperit în viața celor din afară, chiar prin cultură. Îmi dați voie să mă laud puțin. Vă mulțumesc. Acum 30 de ani l-am cunoscut pe acest frate, o să-l prezint imediat. Eram pe atunci puțin mai tânăr și puțin mai smerit. Dar vă spun imediat despre ce este vorba. Un mare misionar pe nume Dan Richardson, împreună cu soția lui, tineri, la 20 și ceva de ani, s-au dus într-una din cele mai sălbatice jungle și acolo au început să misioneze în mijlocul unui trib, un trib foarte, foarte periculos. Și Dan Richardson, în primele luni, cu acel elan de misionar, a dorit să rămână. Probabil că ar fi rămas mai mult dacă acești oameni n-ar fi fost niște războinici canibali. Și ei aveau un principiu: în momentul când vine în comunitatea ta, în casa ta, un oaspete, spuneau ei, hrănește-l cu prietenie ca să-l poți mânca mai târziu. Hrănește-l cu prietenie, arată-i cât de multă prietenie vrei, ca el să lase garda jos, să spună, mă tratează frumos oamenii aceștia și când se așteaptă el mai puțin, prin viclenie îl ucizi și l-ai mâncat. Și spune-l, când am ajuns acolo, erau mulți dintre războinicii lor care aveau undeva la braț însemnele oamenilor pe care îi omorâseră. Cu fiecare victimă își mai puneau încă o bucată de os ca oamenii să știe câți omorâseră. Când Dan Richardson a început să le predice Evanghelia și a ajuns la pasajul cu Iuda Iscarioteanul, care l-a trădat pe Domnul Iisus, spune-l, în momentul acela s-au bucurat toți. Nici măcar n-ajunsesem la Iisus Hristos, eram la Iuda Iscarioteanul și au început să se bucure. De ce? Pentru că Iuda era personificarea acestui principiu. Păcălește-l ca să-ți bagi joc de el și să tragi totul de pe el. În câteva luni de zile și el și soția lui s-au împovărat atât de mult încât s-au hotărât să plece. I-au anunțat pe băștinași că vor pleca și acele câteva luni de zile fuseseră însă foarte utile pentru că misionarii americani au venit și cu medicamente, au venit cu moduri de a ajuta să-și îmbunătățească viața și acești canibali au spus, nu vrem să plecăm, ce am făcut, de ce plecați? Și Dan Richardson le-a spus, pentru că sunteți războinici, pentru că sincer nu știu la ce să mă aștept. Ieșiți aproape lunar să vă bateți cu celelalte triburi, din când în când veniți cu victimele și le mâncați, vreau să plec. Și el a spus, o să ne împăcăm cu celelalte triburi. Și într-o zi, triburile s-au apropiat, era un câmp mare în mijloc și în momentul acela, șeful de trib din acest trib a luat copilul din brațele soției lui la piept și a început să meargă pe câmp. Când l-a văzut soția, a început să țipe, familia soției a venit împreună cu ea, l-au înconjurat pe bărbat și au început să tragă de copii, unul într-o parte, unul în cealaltă și până la urmă familia a fost mai puternică, i-a smuls copilul din brațe și șeful de trib s-a întors înapoi rușinat. Șeful celălalt de trib a încercat să facă același lucru, a făcut câțiva pași cu copilul lui, s-a uitat și s-a răzgândit când a văzut că nici celălalt nu face pasul și atunci din tribul acesta, spune Dan Richardson, un tânăr pe care îl știam, avea 3 victime la activ. A smuls copilul din brațele soției, a început să fugă pe câmp, când ea l-a văzut a început să urle, să fugă după el, dar săraca femeie a alunecat, a căzut jos și omul acesta a reușit să ajungă la celălalt trib și a dat copilul lui șefului de trib. În momentul acela tot tribul s-a apropiat, au pus brațele peste copil, au rostit niște incantații și în momentul acela celălalt șef de trib a luat și el copilul, s-a dus peste câmp, a dat copilul șefului de trib, au făcut schimb de copii. Și Dan Richardson s-a uitat la șef și l-a întrebat, ce se întâmplă? Păi ai zis că vrei să ne împăcăm. Cum ne putem împăca fără un copil al păcii? Aceasta a fost ușa, spunea el, pe care nu credeam că am să o văd vreodată deschisă în mijlocul acestor canibali. Din momentul acela, Evanghelia a pătruns pentru că el s-a folosit de această metaforă, copilul păcii, l-a vorbit despre Iisus Hristos și a zis, cine e mai puternic? E mai puternic cel care înșală sau acest copil inocent care a făcut pace? Și dintr-o dată băștinașii și-au dat seama, astăzi, nu exagerez deloc, sunt mii de credincioși creștini în acele zone.
Pentru că cineva a înțeles că și unor băștinași care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, Dumnezeu le poate vorbi prin aceste lucrări de har. De aceea, în concluzie, aș spune următorul lucru, frați și surori, când punem întrebarea ce se întâmplă cu cei care n-au auzit niciodată. Dumnezeu, pentru ei, are dorință. Dumnezeu, spune Apostolul, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. De asemenea, Dumnezeu are iubire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu, de asemenea, are putere. El are putere să mântuiască și să piardă. Și, în fine, Dumnezeu are dreptate, justiție. Este un judecător drept care cercetează rărunchii și inimile, adică știe inimile unor băștinași la care noi nici măcar nu ne putem gândi vreodată. El știe. Dacă îmi pune cineva întrebarea cum este posibil ca un om la mii de ani distanță de Mântuitor s-a născut înainte să se fi născut Iisus Hristos, într-un continent la care n-ar fi putut să ajungă nimeni într-un mod uman, ar putea un astfel de om să audă? Ne-am uitat la modurile în care Dumnezeu poate vorbi. Și acum știm că Dumnezeu dorește, Dumnezeu iubește, Dumnezeu poate și Dumnezeu e drept, astfel încât nimeni niciodată să nu poată spune: eu n-am auzit pe înțelesul meu. Dacă mă întrebați: bine, frate Dan, înțeleg, dar dă-mi mecanica, cum se întâmplă lucrul acesta, vreau să știu foarte, foarte specific, vă mărturisesc că n-avem toate răspunsurile, frați și surori. Ceea ce știm însă este că Dumnezeu de-a lungul veacurilor a vorbit acestor oameni, știm că El dorește, știm că El îi iubește, știm că El poate și știm că El este drept ca fiecare să audă și astfel credem că Dumnezeu va da fiecărui persoane o oportunitate să audă lucrul acesta. De aceea, în concluzie, aș spune următorul lucru. Dacă te-a pus Dumnezeu vreodată lângă o astfel de persoană, nu știu dacă vă vine să credeți, dar e posibil ca și în Oradea secolului 21 să fie oameni care n-au auzit niciodată. Și vei spune: nu, nu, nu. Adică chiar n-au auzit niciodată numele Iisus Hristos? Probabil că l-au auzit. Sunt doar creștini culturali, se nasc în cultura creștină, dar nu l-au auzit niciodată într-un mod eficace, să-l ia în serios. Mulți l-au folosit în înjurături, n-are niciun fel de rezonanță numele în inima lor. De aceea, dacă Dumnezeu ne pune și te pune, eu aș sugera următorul lucru. Respectă persoana și spune adevărul. Oferă discernământ spiritual, pune accent pe credință, nu pe probleme, excelează la locul de muncă, excelează în înțelepciune și împărtășește-ți mărturia personală. Respectă persoana, spune adevărul. Pavel a stat în picioare în mijlocul acestor greci și observați, primul lucru pe care îl spune este un gest de respect. În toate privințele vă găsesc foarte religioși, dar dacă Pavel s-ar fi oprit doar acolo, ai fi spus: nu e evanghelie, e doar respect. Îi lauzi pe oameni pentru spiritualitatea lor. Îi lauzi că merg de două ori pe an de Crăciun și de Paște la biserică. Și doar atât, nu. Apostolul Pavel respectă persoana, dar nu sacrifică adevărul și le spune în final: Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și când a spus lucrul acesta, s-au șocat oamenii, au fost unde care au trecut printre ei, l-au batjocorit, dar spune cuvântul, unii au rămas alături de el. Dacă venim vreodată la școală, la locul de muncă, în bloc sau vecinii de la casă, în contact cu oameni care chiar par complet, complet deconectați de orice înseamnă spiritualitate, respectă-l. Nu-l abuza, nu Daniel, nu părea arogant, ci pur și simplu respectă-l, caută acel numitor comun care să te lege de el. Respectă-i chiar și un fapt bun pe care l-a făcut vreodată, dar nu sacrifica adevărul. Oferă discernământ spiritual acestor oameni. Dacă vin la tine, nu le întoarce spatele considerându-i pierduți. Și Faraon a zis, când cei doi i-au spus despre Iosif, am putea noi să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Sau Nebucadnețar i-a vorbit lui Daniel cu adevărat?
Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Dumnezeul și Domnul împăraților. El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Și într-un caz și în celălalt, doi tineri au avut îndrăzneala să ofere discernământ spiritual. În moment de criză, la locul de muncă, la școală, când vezi pe cineva care nu crede în Dumnezeu, că se luptă cu o anumită problemă, nu te teme, poate că este visul, poate că este experiența pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața lui sau în viața ei, oferă discernământ spiritual. Nu ne băgăm în viața lor cu orice preț, dar cu smerenie ne uităm și încercăm să oferim acest discernământ spiritual. Ne cheamă Dumnezeu la aceasta, frați și surori. Pune accent pe credință, nu pe probleme. Este vorba de fetița care fusese luată prizonieră în familia lui Naaman, roabă din țara lui Israel. În momentul când l-a văzut pe stăpân că este plin de lepră, s-a dus la soția lui și a spus: o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Ce-ar fi fost ca această fată să spună: voi știți prin ce am trecut eu? Știți ce înseamnă să-ți pierzi părinții? Știi ce înseamnă să iei un copil din brațele mamei și să-l vinzi în sclavie cu perspectiva de a nu-și mai vedea niciodată? Voi știți ce înseamnă suferința? Și uneori avem tendința, chiar și în mijlocul colegilor noștri, să ne plângem, să punem problemele noastre și împreună cu ei să ne unim într-un cor al scepticilor și al plângăcioșilor. Fata aceasta nu face nimic de genul acesta. Fata aceasta, da, putea să se plângă, dar spune: îmi pasă mai mult de el, îmi pasă mai mult de sufletul lui și de lepra lui. Pune accent pe credință când ești în mijlocul lor. Mai puțin pe problemele personale și Dumnezeu va binecuvânta. Excelează la locul de muncă sau la școală. Stăpânul lui Iosif a văzut că Domnul era cu el, Domnul făcea să-i meargă bine de orice se apuca, a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Copilul acesta, tânărul acesta, a excelat la locul de muncă. E așa de trist uneori să îi auzim pe unii vorbind despre colegii lor pocăiți, într-un mod nu foarte frumos. De obicei, oamenii ne critică oricum. Avem un zid pe care trebuie să-l dărâmăm ca să primim simpatie din fața lor oricum. Dar de ce să ridicăm noi, uneori prin lenea noastră, zidul acesta? De ce să nu căutăm să excelăm? Nu ești ocilar dacă mâine la școală chiar înveți pentru testul acela și nu sper că cumva se va amâna și nu te alături celorlalți care încearcă cumva să facă? Nu, excelează. Și în momentul acela, chiar dacă oamenii te vor critica, excelează și fii diferit în sensul acesta. Cum a fost o tânără de care vă spuneam cu altă ocazie, diferită la un examen de masterat. Cele două doamne supraveghetoare s-au dus în față la catedră și au început să vorbească, toți ceilalți au început să scoată cărțile. Era examen cu cartea pe masă, în esență, deși n-ar fi fost legal. Și fata aceasta a refuzat să copieze. O colegă din spate o tot bătea pe umăr și spunea: uite cartea de la mine, uite cartea. Și a spus: nu, mulțumesc. Și la sfârșit, colega s-a dus la ea și a spus: în viața mea n-am văzut pe nimeni ca tine. Și a spus: ce vrei să spui? O, tu, voi niciodată nu copiați. Știți că mărturia ei a rămas în inima acelei fete mult mai clară decât toate prietenele ei și viața lor și tot ceea ce făcuseră ele până atunci, pentru că cineva chiar a vrut să exceleze și Dumnezeu a luat mărturia și a transformat-o într-o lucrare frumoasă. Excelează în învățătură și în înțelepciune, nu numai în munca aceasta. Spune împărăteasa din Seba, vă aduceți aminte, a venit să-l vadă pe Solomon: nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Binecuvântat, observați impactul pe care l-a avut înțelepciunea lui Solomon. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Frați și surori, putem câștiga bătăliile cu cei din jurul nostru și la nivel rațional. Nu trebuie să mergi să-ți iei un doctorat în apologetică, dar să nu citești deloc, să nu încerci să crești și în înțelepciune, știind că ai colegi care te ironizează. E o altă extremă. Ne cheamă Dumnezeu să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră și cu toată mintea noastră. De ce sacrificăm mintea așa ușor?
De ce citim așa de puțin? De ce risipim atât de mult timp pe lucruri care n-au niciun fel de impact când am putea? Literatura abundă, frații și surori, astăzi, e atât de multă, și în format digital, și în format tipărit. Putem împrumuta de la frați care au biblioteci întregi, dar nu o facem. Nu ne pregătim și oamenii se uită, ne văd timizi, ne văd limitați. Haideți să excelăm și în acest aspect. Haideți să le arătăm că Dumnezeu răscumpără și mintea noastră și că ființa Lui infinită poate să fie accesibilă și într-un mod rațional atunci când Dumnezeu ne dă darul acesta și împărtășește-ți mărturia personală. Nu ascunde. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și Ietro, un păgân, un preot din Madian, a zis: binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon. Uitați-vă la impact. Cunosc acum, nu înainte. Era mare preot în Madian, dar preot pentru zeii lui. El spune: cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii. Sunt pașii pe care i-am listat și aș vrea să îi pun înaintea dumneavoastră, pentru că mâine este o nouă zi. O nouă zi de școală, o nouă zi de muncă. Respectă persoana, dar spune întotdeauna adevărul. Oferă-le discernământ spiritual când îi vezi că suferă sau caută. Pune accent pe credință, nu pe problemele tale personale. Excelează la locul de muncă, fii harnic. Excelează în înțelepciune. Haide să ne facem temele de casă. Și ori de câte ori avem oportunitatea, haide să le împărtășim mărturia noastră personală. Cine am fost? Și puterea pe care Dumnezeu a demonstrat-o în viața noastră. Și atunci ne vom pune mai puțin întrebarea: frate Dan, cum aud cei care de fapt n-aud niciodată? Cum ar fi să-i scoată Dumnezeu în calea ta? La locul de muncă? În locuri în care poate nici nu te aștepta? Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și mulțumim în această seară că El ne-a ales. O să rog, Dumnezeu și-a arătat harul peste noi și ne-a ales. N-ați vrea ca această alegere să ne însuflețească și să ne motiveze să mergem înaintea celor care poate n-au auzit niciodată și să le mărturisim credința noastră.